Mulțumesc, frate Nicușor. Pacea Domnului la toți frații. Și mai întâi mulțumim Tatăl nostru Ceresc și Scumpului nostru Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos, că a mai hărăzit ca să ne mai întâlnim, să vedem lumina zilei, și să-i aducem laudă și mulțumire și să ne gândim cât este de bun și iubitor Dumnezeul nostru. Și scumpul Mântuitor, care este oglindirea ființei Tatălui. De asemenea, mulțumesc adunării din Gădălin, care m-a onorat astăzi ca să aduc gândurile în legătură cu marea iubire a lui Dumnezeu, sigur că au legătură cu și cu cina de amintire de care amintea fratele meu în rugăciune, pentru că toate aceste lucruri care sunt în beneficiul nostru izvorăsc din marea iubire a lui Dumnezeu. Și aș începe prin a spune o întrebare. De ce Apostolul Pavel scrie că iubirea este împlinirea legii? Roman 13 cu 10. Sau, cum se poate îndeplini legea divină cu ajutorul iubirii? Pornind de la această întrebare, constatăm că Scripturile ne spun că legea lui Dumnezeu nu a fost dată prima dată evreilor la muntele Sinai, ci ea exista mai înainte de atunci, de când Dumnezeu a creat ființe inteligente. Poate că această lege a existat și mai înainte de această lege pe care el însuși o respectă, pe care nu avea început, pare a nu avea început, după cum Dumnezeu nu are început. Dar dacă Dumnezeu este dragoste și credem că este așa, când era doar El singur, pe cine putea să iubească? Dacă ne adâncim privirile și mai adânc în această analiză, logic vorbind, Marele Creator nu avea pe cine să iubească înainte de a crea ființe ca să aibă pe cine iubi. La început a creat cuvântul sau cuvântătorul, pe Logosul sau Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, la început, Fiul era aproapele Tatălui. Jehova Dumnezeu avea un prim aproape pe care să-l iubească ca pe sine însuși. Pe măsură ce Marele Creator a creat ființe dragi lui, ca și fii ai săi, iubirea sa s-a extins peste fiecare fiu ceresc și în cele din urmă la fiul său pământesc, Adam, Părintele nostru. Din Adam, cu scurgerea veacurilor, a apărut o lume și această lume nu era în relații bune cu Dumnezeu. Și totuși, Iisus, primul fiu al Tatălui, ne aduce la cunoștință că, citez, Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, a iubit pe Adam și urmașii săi, încât a dat pe fiul său, pe Logosul, pentru Adam, celălalt fiu mai mic și urmașii lui întreaga lume, lume, nu numai lumea care se mișcă pe pământ, ci și ceea ce este sub glie, cea de mormânt. A dat deci pe fiul său de jertfă ca oricine va crede în el să nu piară, și să aibă viață veșnică, pentru că nu are nicio plăcere să se bucure de moartea păcătoșilor, ca păcătoșii să fie pierduți pentru totdeauna.
și să-i primească la sânul său părintesc, cum și-a primit tatăl din pilda Domnului nostru pe fiul risipitor. Prin legea sa Dumnezeu a căutat și caută numai binele creaturilor sale. Astfel găsim în Psalmul 89 cu 14 că deși dreptatea și judecata sunt temelia guvernării sale, bunătatea și credincioșia față de creaturile sale sunt permanent în atenția sa. Cum scrie, înaintea feței tale. Căutând mereu și constant să le facă bine, cu o condiție, să fie respectată legea, adică dreptatea, pe care chiar el însuși o respectă. Această lege a fost dată și altor ființe înainte de crearea omului, adică îngerilor. Pentru Adam, omul perfect, din toate punctele de vedere, moral, intelectual și fizic, nu era necesar ca aceasta să fie scrisă pe table de piatră sau hârtie, pentru că era om perfect, iar legea exista în însăși Constituția sau, în termenii Scripturii, legea era în inima lui. El a înțeles legea divină, chiar dacă nu avea înțelepciunea divină. El la început era atât de înțelept cât era de necesar atunci. Mai târziu ar fi fost și mai înțelept dacă respecta porunca tatălui său, care pentru el porunca era legea. El era înzestrat cu un coeficient de inteligență maximă raportat la sfera umană a activității sale, nu la sfera universală ca tatăl său Jehova. Prin neascultare, el a pierdut din înțelepciune, iar noi, urmașii lui, am pierdut și mai mult din asemănarea divină și suntem numai ca niște caricaturi a ceea ce la început tatăl Adam a fost o capodoperă a creației divine pământești. Creierul nostru nu lucrează la întreaga capacitate cum a lucrat creierul lui Adam la început. El a pus nume la toate speciile de păsări și animale și aceste multe denumiri le-a ținut stocate în memoria sa. Geneza 2 cu 20. Neavând nevoie de glosare și enciclopedii scrise pe mii de pagini ca astăzi sau stocate pe internet. Scriptura spune că sub împărăția lui Hristos legea va fi rescrisă ca la început în inima omului. Ieremia 31-33. La muntele Sinai, ea a fost doar defalcată pe articole, 10 la număr. Dar Domnul Iisus a spus că, de fapt, legea are două porunci. Să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Marcu 12, versetele 29 la 31. Iisus spune că în aceste două porunci se cuprinde toată legea dată lui Moise și prorocii. Matei 22, 37, 40. Aceasta este chintesența legii, adică sâmburile legii, în sensul că aceste două porunci au stat la baza legământului de la Sinai. În consens cu cele de mai sus, Apostolul Pavel scrie ceva foarte interesant. Iubirea nu face rău aproapelui, iubirea este împlinirea legii. Așa deci, prin aceasta demonstrând că îl iubești și nu-i faci rău, împlinești dreptatea, îndeplinești legea. Roman 13 cu 10. După judecata mea din trecut, simplă, consideram că legea era ceva de temut. Pentru că legea este lege.
trebuie respectată, ori îmi place, ori nu. Pentru că nerespectarea ei aduce sancțiuni. Așa a privit cea mai mare parte din poporul Israel legea de la Sinai. Ea avea mai mult un caracter de interzicere a ceea ce nu trebuie să faci. Pe scurt, ea interzicea să nu ai Dumnezei străini și să nu faci rău aproapelui. De aceea, la prima mea observație, nu mi se părea necesar să o iubesc, ci doar să mă tem de ea. Pentru că încălcarea ei atrage sancțiuni care pot crește în funcție de gravitatea încălcării ei, chiar condamnarea la moarte. Totuși, în Psalmul 119, versetul 97, ne arată pe cineva care spune, citez, cât de mult iubesc legea ta. Iar în Psalmul 45 cu 7 îi se spune acestui personaj care nu poate fi decât Domnul nostru Iisus Hristos următoarele. Tu iubești dreptatea, adică legea, și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, adică puternicule, Teos, Dumnezeul tău, atotputernicul, Hoteos, în greacă, te-a uns cu un delem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi de slujbă, adică mai presus decât întreaga biserică. Observăm marea diferență între cei ce respectă legea de teama pedepsilor și cei ce iubesc legea pentru că ea este dreaptă. Iar dreptatea stă la baza fericirii veșnice. Să privim puțin în noi și în jurul nostru, în lumea toată. Dacă ar fi dreptate, ar fi și iubire, și nu invers. Pentru că iubirea întemeiată pe nedreptate este o iubire egoistă. Nu împarte sentimentele bune la toți, ci doar la cei privilegiați. Iar profetul spune că atunci când guvernarea divină va fi pe pământ, locuitorii lumii vor învăța sau vor reînvăța dreptatea. Isaia 26 cu 9. Unde va fi dreptate, iubirea își va arăta sentimentele sale calde în mod drept, nu preferențial, doar pentru unii din cei ce formează aproapele nostru. Dacă iubirea ar fi fundația și nu dreptatea, aceasta, iubirea, ar putea fi părtinitoare. Dar dreptatea nu are cum să fie părtinitoare. Să vină împărăția ta, să se facă voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iarăși m-am întrebat de ce unele scripturi inspirate spun că Dumnezeu este dragoste. El, care în același timp este judecătorul tuturor. Evrei 12 cu 23. Interesant, nu? Un judecător să iubească pe cel condamnat atât de mult, deși, dacă este drept și din acest punct de vedere juridic, nu-l poate ierta pe păcătos, totuși să aibă o așa compasiune pentru cel condamnat, încât să-și dea fiul la moarte pentru a-l recupera pe acesta. Domnul Iisus a spus, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, evident, păcătoasă, încât a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3 cu 16. Cum se explică aceasta pe înțelesul nostru? Deoarece iubirea nu poate trece peste dreptate. Deoarece dreptatea și nu iubirea este temelia guvernării divine, ne spune Psalmul 89. Deci, ce spune Apostolul Ioan? Că Dumnezeu este iubire. Deoarece Psalmul 89 cu 14 ne spune că tronul sau guvernarea sa
este întemeiată pe dreptate, nu pe iubire. Ba mai mult, apostolul spune că iubirea este împlinirea legii, iar legea este dreaptă. Deși, în general, credeam că tot ce este insuflat de Dumnezeu în Scripturi este da și amin, nu am înțeles acest adevăr atât de mare și în același timp atât de simplu, că Dumnezeu este dragoste. Marele judecător și-a dat pe fiul său la moarte pentru cel pe care el însuși l-a condamnat. Acum înțeleg cum a putut omul Iisus Hristos împlini legea divină chiar în mari suferință, fără ceremonii și jertfe, ci prin iubire. De fapt, el era adevărata jertfă, pe când celelalte jertfe din vechime erau doar o sugestie, că fără vărsare de sânge de om perfect nu există iertare. Apostolul Pavel ne învață să privim legea mozaică cu toate jertfele și ceremoniile ei ca o umbră a bunurilor viitoare, ca o machetă a unor desfășurări viitoare a planului Dumnezeu de mântuire. Aceste jertfe și ceremonii care însoțeau legea erau ca un deget arătător, un îndrumător spre Hristos, spune Apostolul Pavel în Galateni 3 cu 24. Domnul Iisus, fiind om perfect, putea trăi veșnic pe pământ pentru că el a împlinit legea. Poate, dacă ne referim la om ca la un fiu al lui Dumnezeu, așa după cum găsim în Luca 3 cu 38, cum era considerat Adam la început, nu? Fiul lui Dumnezeu, pământesc. Atunci vom putea înțelege că Iisus era în postura de om perfect, nu era Dumnezeu când om de plin legea. Despre primul om, Scriptura scrie că a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceasta se poate înțelege că aceste atribute, dreptatea, iubirea, înțelepciunea și puterea le poseda și primul om, dar nu la un nivel așa de înalt. Putem să ne imaginăm că nu era deficitar în dreptate și iubire. Având în vedere aceasta, se poate spune că omul nu a fost creat numai parțial drept și parțial iubitor. Dar în ceea ce privește înțelepciunea sa și puterea, acestea erau mărginite doar la sfera pământească, nu și la cea universală. El a fost făcut atât de înțelept încât să poată guverna doar planeta Pământ și nu întregul Univers. Această însușire o posedă doar Creatorul întregului Univers. Dar se asemăna cu Dumnezeu pentru că i s-a dat să guverneze și el mica planetă Pământ din marele univers guvernat de Jehova. În 1 Ioan 4, versetele 8 și 16, scriu despre Dumnezeu că este dragoste. Și totuși, guvernarea lui este întemeiată nu pe dragoste, ci pe dreptate, după cum am amintit în Psalmul 89 cu 14. De ce în Scriptură scrie că legea divină are la bază dreptatea și tot Scriptura spune că iubirea este împlinirea legii? Roman 13 cu 10. M-am întrebat dacă există o simbioză, adică o legătură reciprocă avantajoasă între aceste două principii divine, dreptatea și iubirea. Da. Această simbioză există spre beneficiul creaturilor lui Dumnezeu.
Prin definiție, iubirea este un principiu care produce un sentiment de bucurie și pace. Iar dreptatea ne dă un sentiment de siguranță. Este ca un scut, o apărare. Dreptatea divină ne spune că numai iubirea întemeiată pe dreptate poate produce o bucurie și pace adevărată. Noi, oamenii, învățăm din viața prezentă acest principiu și se spune în lume că dacă iubire nu este, nimic nu este. Dar se poate că acest dicton ar trebui corectat sau înlocuit cu un altul. Adică, dacă dreptate nu este, nimic bun nu este. Pentru că iubirea întemeiată pe nedreptate nu aduce pace și fericire. Ce bine ne simțim când cineva ne iubește, nu-i așa? Ce liniște și siguranță ne învăluie ca o manta. Dacă s-ar pune întrebarea, ce iubește iubirea mai întâi de orice lucru? Aflăm că ea iubește dreptatea. Bine, dar cum poate iubi și pe păcătos? Pe păcătos nu-l iubește așa ca pe unul drept, ci doar are milă de el pentru că știe că a căzut în păcat din cauza că a fost ispitit de unul mai puternic decât el, de Satan. De fapt, mila este cea mai joasă formă de iubire, pentru că are în vedere împrejurările nefavorabile în care păcătosul trăiește. Așa a fost și cu modul de procedură a Domnului cu poporul evreu. Dumnezeu știa dinainte că evreii nu vor putea ține legea în mod perfect ca să scape pentru întotdeauna de moarte și nici nu le-a cerut aceasta. Tot ce le-a cerut era să se străduiască să o țină. Această încercare a lor de a ține legea era totuși recompensată din belșug, cu binecuvântări pământești și le asigura protecția față de orice invazie din partea altor popoare, dar nu-i scăpa de moarte, deoarece cu toată strădania lor nu o puteau ținea perfect. De aceea Scriptura spune că legea va fi din nou dată evreilor și lumii întregi, dar condițiile de a o îndeplini vor fi prielnice, pentru că Satan va fi legat să nu mai înșele, iar organismul uman va trece printr-un proces de regenerare, urcând în timp până la asemănarea divină cum a fost creat primul om. Toate aceste mari transformări pe planetă se vor începe peste câțiva ani, când sistemele rele de conducere de pe Pământ vor fi înlăturate și chiar acum nimicirea lor este iminentă de către Domnul nostru Iisus Hristos, care a spus: Iată, eu fac toate lucrurile noi. Sau, cum scrie Apostolul, Iisus vine a doua oară să așeze din nou guvernarea divină pe pământ. Fapte 3 cu 21. Domnul a spus, legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul. Luca 16 cu 16. Aici înțelegem că nu legea divină, ci contractul sau legământul de la Sinai, având ca suport legea, a ținut până la Ioan Botezătorul. Pavel, de asemenea, scrie: Dacă legământul, contractul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, Evrei 8 cu 7. Legea nu se schimbă, ci contractul trebuie înlocuit, spune Apostolul Pavel, pe care îl repetăm. Dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, n-ar fi vorba
să fie înlocuit cu un al doilea. Cusurul era la omul condamnat, încă din Eden. Omul Iisus Hristos nu era sub condamnarea morții și a putut îndeplini cerințele legii. În baza acestui fapt, el ca om perfect putea trăi veșnic pe pământ. El n-a murit ca și Adam condamnat de lege, ci a murit voluntar pentru Adam și rasa sa. El a murit în locul nostru ca să ne mântuiască, iar când Tatăl l-a înviat, după cum scrie în Evrei 13:20, i-a dat toată puterea în cer și pe pământ ca să ducă mai departe planul lui Dumnezeu de mântuire. Dumnezeu să fie binecuvântat în veci. Amin.